Este ora 16, urmăriți decisiv la Antena 3 CNN și începem cu informația orei. Au fost percheziții la parada de 1 decembrie de la Alba Iulia. Spectatorii aflați în apropierea tribunei oficiale au fost controlați de forțele de ordine. Să vedem imaginile chiar acum. Și mergem la corespondentul Antena 3 CNN, Andreea Borboros, cea care ne spune ce s-a întâmplat exact acolo. Andreea, te ascultăm. Bun găsit, Cătălina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Ei bine, la scurt timp, după ce premierul Nicolae Ciucă a ajuns aici la Alba Iulia, sute de români au fost percheziționați de jandarmii prezenți la fața locului. Aceștia au verificat ghiozdanele, genții și chiar hainele celor care s-au aflat în apropierea tribunei oficiale, de acolo de unde oficialitățile au vizionat parada militară care astăzi a avut loc aici la Alba Iulia. Important de spus este faptul că în continuare aici sunt mii de români, Cătălina, veniți din toate colțurile țării pentru a sărbători cei 104 ani de la Marea Unire care a avut loc aici la Alba Iulia. La plecare, premierul României a fost atât aplaudat cât și huiduit de un grup de români. La Alba Iulia se află în continuare liderul AUR, George Simion, cel care în această dimineață a participat la marșul Marii Uniri. Practic vorbim de un traseu de câțiva kilometri pe care l-a efectuat pe jos. Acum oamenii, așa cum se vede și în imagini, se înghesuie la mici, sunt cozi interminabile la mici și la vin cald și de asemenea foarte mulți vizitează traseul istoric al cetății din Alba Iulia. Programul cultural-artistic este în plină desfășurare aici, asta pentru că va urma un foc de artificii la ora 22. În cursul zilei de astăzi am avut parte și toți cei care au fost aici la Alba Iulia au putut să vadă fumigene în culorile roșu, galben și albastru. Au fost inclusiv trase artificii reci în culorile tricolorului. Atmosfera este una incendiară aici la Alba Iulia. Oamenii parcă au uitat de grijă, au venit, așa cum îți spuneam, la coadă pentru a mânca mici, pentru a bea bere și pentru a se bucura de activitățile care astăzi se vor desfășura aici, la Alba Iulia, în orașul Marii Uniri. Andreea Borboros, să-ți mulțumim pentru aceste